Neața, neața, s-a făcut un 15 ianuarie 2022 la prânz. 6 evenimente am pentru voi astăzi. Primul începe la 16:30, iar cota totală este 28.50. Vedem cum ne descurcăm cu ea astăzi. Ieri s-a stricat un meci din toate cele propuse. N-au vrut să iasă până la capăt cu Olanda Pizdi. Nu ne depresăm foarte tare și continuăm cu biletul ăsta proaspăt pentru astăzi. Astea sunt temerile, astea sunt întâmplările, astea sunt frământările. Mereu o să fie ceva care strică filmul. Like la acest video, vă rog din suflet, abonați-vă la canal, e important pentru ce fac eu aici și setați-vă și clopoțelul ăla să chiar primiți toate notificările din partea mea. Hai să zicem pentru astăzi și să încercăm să ținem capul sus și să mergem mai departe, pe cât posibil. Nu vreau să mă mai gândesc la ce se întâmplă, pentru că se întâmplă. Și se tot întâmplă zile la rând, întregi lanți de zile la rând, fără noimă. Nu am ce să le fac, din păcate, și n-am decât să merg mai departe cu propunerile astea noi, care astăzi sunt următoarele. Germania, Bundesliga, ne aduce tăvăleala dintre Stuttgart și Leipzig. Câștigă Leipzig în deplasare, mergem pe doi solist, câștigă așadar oaspeții. Anglia, FA Trophy, ne uităm acolo la Notts County versus Eastleigh, 1 solist, câștigă Notts County, câștigă gazdele. Tot Anglia, dar Liga a doua, League 2, ne aduce tăvăleala dintre Tranmere și Rochdale. Câștigă chiar și aici gazdele, câștigă Tranmere, mergem pe 1 solist. Revenim în FA Trophy, tot în Anglia, ne mai uităm acolo la Alfreton Town versus Halifax Town și mizăm pe Halifax. Pe victoria oaspeților, doi solisti așadar. Și încă o dată în Anglia, League 1, Liga 1, ne aduce Doncaster în tăvăleală cu Wigan și cu o cotă de 1,50, hai să zicem că câștigă oaspeții, mergem pe doi solisti, mergem pe victoria celor de la Wigan. Biletul se închide cu Franța, Liga a doua de acolo, unde se vor zăbătea prin noroaie. Se vor tăvălea Toulouse cu Pau sau Pau, cum îi veți găsi în aplicații. Toulouse versus Pau e un meci în care ne alegem cu victoria gazdelor. Unu solist pentru victoria celor de la Toulouse. Ăsta e bilețelul, 6 meciuri. Primul începe la 16:30. Aveți totuși niște timp până la 4 jumate. În această superbă după-amiază să-l organizați. Cota totală 28.50. Vedem cum ne petrecem și pe ziua de azi cu astfel de cotă, cu niște astfel de meciuri. Dacă vreți și în grupul meu privat de WhatsApp, unde jucăm alte două bilete lungi, eu le ofer exclusiv, gata făcute din aplicația Superbet acolo. Dacă aveți cont la Superbet și vreți să jucați cu mine în aplicație, vă aștept cu tot dragul și acolo să jucăm chestii mult mai complicate. Zi de zi, pe lângă biletul ăsta mai simpluț al canalului. Pe canal mai rămân, hai să zicem, măcar încă o lună până fac un an de când m-am apucat de treaba asta cu ponturi, reapucat de treaba asta cu ponturi, pentru că am mai făcut ponturi sportive pe aici pe canal și înainte și pe grupul meu privat de Facebook la momentul ăla, prin 2019-2018-19. Și pe grupul meu privat de Facebook la momentul ăla și pe pagina mea de Facebook. Deci am tot ținut-o în pariuri sportive de niște ani încoace. Acum de un an sunt aici pe canal. Văd, mă decid într-o lună dacă mai continuăm mai departe de un an sau mă opresc. Am 971 de abonați în clipa asta și vă mulțumesc din tot sufletul pentru asta. Poate ajung la 1000 de abonați, ajutați-mă să fac și 1000 aia standard. Astfel încât să mă consideră YouTube-ul minimum important pentru a deveni monetizabil și o judecăm de acolo încolo. Vedem dacă are sens
să mă mai țin de canalul ăsta sau nu, pentru că ia niște timp, ia niște energie, biletele din păcate ies rarefiat și aș fi vrut mai mult de la ce se întâmplă cu ele, din păcate nu se întâmplă. Dați-vă seama că asta e o variantă pe care am început să o jucăm acum o săptămână și ceva, la început de ianuarie, cred că din 4-5 ianuarie am luat-o cu varianta asta, 5-6 ianuarie, nu mai știu exact când am început să joc schema asta nouă de bilet. Am debutat-o oricum în anul ăsta 2022 și s-au făcut 14 zile, asta e a 15-a, vedem ce se întâmplă astăzi, 14 zile în care nu a ieșit decât o dată pe 4, dar noi am început mai târziu de 4 să o jucăm. Nu a ieșit decât o singură dată în luna asta. Ea are un palmares de alte 9 câștiguri în luna decembrie. Au fost practic 10 câștiguri înainte să începem noi să jucăm. 1 pe 4 ianuarie și restul, toate 9 dățile s-au întâmplat în decembrie. A ieșit de 10 ori în ultima perioadă, de o lună și o săptămână să zicem, și după aia nu mai dai tu niciun câștig. S-ar fi putut apropia aseară să fie un nou câștig, dar n-au vrut să câștige olandezii vieții. N-au vrut să facă o victorie și s-a terminat un 0-0 împuțit. Mă mai țin de varianta asta, o perioadă cel puțin. Vedem cum procedăm cu canalul, dacă o țin pe bilete scurte în continuare sau dacă tot nu ies foarte des, să mă întorc la un bilet lung, așa cum am făcut o bună perioadă până în sfârșit de noiembrie. Mai stau așa, pe biletele scurte, cel puțin niște timp. Cel puțin, uite, până pe 10 februarie, când aș face anul întreg aici pe canal de dat pariuri sportive, zi de zi fără abatere. Cel puțin până în clipa de față, o zi n-am lipsit de aici, de pe canal, cu un bilet bun sau rău, astea au fost. 28.50 e cota pentru azi, 6 evenimente, vi le-am dat, vă urez multă baftă, ne auzim, vedem cum procedăm pe parcurs și unde ne mai ducem. Aș vrea tare mult să fie un bilet, să fie o variantă aici pe canal, care iese măcar o dată pe săptămână câștigătoare, măcar 4 bilete câștigătoare pe lună. Vedem unde mergem cu schema asta. Îmi doresc mult să fie bilete câștigătoare pe canal, pentru că asta ajută pe toată lumea și aduce bucurie tuturor. Mult noroc, multă baftă, e ce zic mereu, jucați prudent, sunt totuși cote foarte grele și complicate. Eu am pus din nou, încă mai permit pentru câteva zile, 30 de lei pe cota asta complicată. Poate ajungem la un numitor comun. Dacă nu, o să-mi reduc și eu bugetul și o să joc cu 10 lei varianta asta de pe canal. O să mai resegmentez altfel treaba cu banii, pentru că nu pot să mă duc chiar pe toată viroaga la vale. Trebuie să mai ținem și de bani un pic și să fim prudenți. Chiar și eu trebuie să fiu prudent în dreptul meu. Ceea ce vă recomand, spuneam mai devreme, și vouă. Numai bine, cam asta e pentru azi, sâmbătă superbă, weekend minunat!